protestează împotriva acestei imense hoții electorale. Dej, Paucăr, Luca, Bodnăraș și marioneta lor Petru Groza îi puteau raporta lui Stalin că în România lucrurile decurgeau în conformitate cu dorințele Moscovei. Țara pășea rapid spre transformarea într-o democrație populară, adică într-o colosală cazarmă în care orice formă de opoziție va fi anihilată cu metode dintre cele mai barbare. Iar toate acestea se produceau în numele clasei muncitoare, în numele poporului român. Persecutate și agresate, partidele istorice au încercat să organizeze forme de rezistență, inclusiv detașamente de partizani. Șansele lor erau însă minime în condițiile stabilirii unui sistem totalitar bazat pe denunți și șantaj și în absența oricărui sprijin politic, militar sau diplomatic din partea Occidentului. Se intrase în era războiului rece, iar România era situată dincolo de cortina de fier, în acea zonă a abuzului totalitar în care Stalin și fantoșele sale își puteau duce la îndeplinire sinistrele planuri. Un totalitarism întunecat și silnic, o completă încorsetare a spiritului, o paralizare și chiar distrugerea societății civile. Ideea de cetățean trebuia sugrumată, iar pentru aceasta se construia un sistem propagandistic menit să suprime memoria colectivă, să rescrie istoria națională și să-i convingă pe români că trăiau în cea mai bună dintre lumile posibile. Să fie socotit ca un popor muncitor, ca un popor modest, ca un popor care va pune umărul său pentru clădirea unui viitor de pace, de democrație și de libertate în lume. Deci, mulțumesc. M-ați văzut, da? Mai arătăm o dată cu loc. Ia uite, da? Veți afla... Dar de ce m-au rezinut? Avocatul meu vă spune tot. Ce așa ceva, doamna primar? Da, mă așteptam. De ce vă așteptam? Așteptam pentru că o să vedeți despre ce este vorba. Cine este denunțătorul dumneavoastră, doamna? E domnul Mitterrand. Vă povestește avocatul meu. Avocatul meu, dar ce este? Dar cum pare faptul ca să o rețină? Sigur că mi se pare o măsură. Ce vă reproșați, domnule Grăblă? Nu se faceți eventuale denunțuri pentru a vă înșura situația? Cum e povestea cu faptele, domnule Grăblă? Directorul Murfatlar, George Ivănescu, zis regele vinului, și cel de la compania Euravipo, Cătălin Bucura, au fost reținuți. La revedere! Există timp să fiți reținut, domnul primar? Sunteți pregătiți pentru a schimba mandatul de primar cu unul de arest? Domnule Androne, ce implicare aveți în acest sat? Afară de faptul că-s prieten cu oamenii aia de 10-12 ani, niciun... Între timp, sub conducerea agenților sovietice Emil Bodnara și Pantiușa Bodnarenko, autobotezat Gheorghe Pintilie, se formase un serviciu secret care reușise să se semene pretutindeni în spaimă și panică. Presa comunistă sau colaboraționistă se dedau unor infame campanii împotriva tuturor celor care îndrăzneau să conteste legitimitatea acțiunilor agenților staliniști din România. În 1946, fostul secretar general Ștefan Foriș este asasinat în urma unei decizii semnate de quartetul conducător al partidului. La sfârșitul lui octombrie 1947, Iuliu Maniu, liderul istoric al Partidului Național Țărănesc, un om în vârstă de 74 de ani, era adus în fața unui complet de judecată împreună cu alte personalități ale opoziției democratice. Procesul Maniu a fost o oribilă înscenare destinată să genereze indignare publică împotriva presupuselor uneltiri ale dușmanului de clasă. Acest proces era prima filă din noua istorie comunistă în care întreg trecutul țării. Și în primul rând, ideea democrației parlamentare trebuiau înjosite drept ceva la care niciodată oamenii nu mai aveau dreptul să viseze nepedepsiți. În loc de a obține confesiuni autoincriminante din partea lui Iuliu Maniu, tribunalul s-a văzut confruntat cu un exemplu de demnitate și onoare patriotică. Întrebat de președintele curții, colonelul Alexandru Petrescu, cel care o judecase pe Ana Paucăr la Craiova în 36, de ce nu a încercat să plece din țară precum alți militanți ai partidului său, Iuliu Maniu dădea un răspuns istoric, arătând că rolul său era să rămână în România și să lupte prin orice mijloace pentru ținerea de alegeri libere, garantarea libertăților politice autentice și restaurarea drepturilor umane elementare. S-a precizat de la început și lucrul este consemnat în minuta din 18 septembrie, că nu putea fi vorba pentru noi de a ne face agenții unei puteri străine. Asupra faptului trist că guvernul lui Groza nu satisface convențiunilor internaționale, nu respectă... Incapabil să accepte prezența lui Maniu în libertate, comuniștii l-au condamnat la închisoare pe viață.
Iuliu Maniu avea să piară ulterior în penitenciarul de la Sighet, după ce fusese supus caznelor regimului celular și atâtor umilințe pe care niciun deținut comunist nu le cunoscuse vreodată în mult hulitul regim burghezo-moșieresc. La rândul său, Dinu Grătianu, liderul Partidului Liberal, era arestat și avea să piară în același infern numit Sighet. Distrugerea elitei politice a democrației românești avea să fie împlinită cu diabolică minuție de către discipolii locali ai lui Stalin.